Da, e incredibil, de... uitați-vă în filmul ăla că, nu zâmbește o secundă Liviu Dragnea. Uitați-vă cum stă ca o hienă, ca o viperă în spatele lui Mircea Joană, dar nu zâmbește o secundă. Toată lumea aia de acolo e bucuroasă că câștigase pentru o jumătate de oră Mircea Joană și el ca o viperă nenorocită, uitați-vă la el că nu zâmbește, domnule, este incredibil. De când a difuzat filmul ăsta, mă uit și nu vine să cred. Da. Parcă îi pare rău, uitați-vă că toată lumea din jur e bucuroasă, numai el e supărat. Nu, să nu creadă telespectatorii că l-am lăsat pe domnul Dragnea, că nu l-am lăsat. Păi mai am aici... Nu, revenim, deci nu este nicio problemă. Am aici, dacă spunem despre fiecare rând în parte, plânge cât $1,000,000 din fiecare rând după pagina asta, domnul Diaconescu. Uitați-vă cum arată... Deci kilometri și milioane de euro pe care le-a făcut băiatul ăsta cu mișcuci ăsta. Dragnea cu mișcuci. Milioanele de euro din Consiliul Județean s-au dus la ei în buzunar. Păi atunci hai să vă spun o hosomânie pe fonduri europene. Contractele semnate de președintele Consiliului Județean Teroman Liviu Dragnea cu firma lui de casă ar putea duce la pierderea unor finanțări de 750 de milioane de euro din banii Uniunii Europene. Un audit al Comisiei Europene a scos la iveală nereguli pe AXA 2, programul operațional pentru România. Cine gestionează acest program, Radu? Păi, întrebarea nu este cine gestionează acest program. Întrebarea e dacă nu cumva instituțiile de specialitate din România și sincer să fiu, nu știu care sunt alea, dar cred că DNA-ul, DICOT-ul sau cum s-or numi ele, n-ar fi trebuit să se sesizeze și să nu punem în discuție onoarea României, pentru că ciocui ăștia politici, fie el Liviu Dragnea, fie el Radu Mazăre, fie el Falcă de la Arad, fie el, cum îl cheamă, Bunea Stancu de la Brăila, sau nu știu care, nu știu, Suceava ăsta, cum îl cheamă, Flutur de la Suceava, oricare dintre ciocui ăștia politici, să nu mânjească cu noroi imaginea unei țări, pentru că n-are nicio vină poporul ăsta pentru faptul că a ajuns pe mâna unor aventurieri politici. Da, e incredibil, uitați-vă în filmul ăla că nu zâmbește o secundă Liviu Dragnea. Uitați-vă cum stă ca o hienă, ca o viperă în spatele lui Mircea Joană, dar nu zâmbește o secundă. Toată lumea aia de acolo e bucuroasă că câștigase pentru o jumătate de oră Mircea Joană și el ca o viperă nenorocită, uitați-vă la el că nu zâmbește, domnule, este incredibil. De când a difuzat filmul ăsta, mă uit și nu vine să cred. Da. Parcă îi pare rău, uitați-vă că toată lumea din jur e bucuroasă, numai el e supărat. E artist, omul, artist. La un moment dat, dacă observați în film, el nu se vede bine. Și la un moment dat se urcă pe scenă ca să apară și el în cadru. Deci, v-am spus, da? 1626 de metri pătrați are casa lui ăsta, este în satul Pleașov. Din Tellerman, este mai mare decât al lui Virgil Măgureanu, care până acum câțiva ani deținea recordul național. Era o vilă de 43 de camere, dar al lui ăsta e mai mare, al lui Liviu Dragnea. O să vedem imediat ce posturi de radio are băiatul ăsta și ce televiziuni. Sunt aici, da. Sunt vreo 3-4 posturi de radio, are vreo 2 televiziuni. Vorbi serios, aia e schema... Mafiei din Tellerman. Construit de presă? Da, asta e schema mafiei din Tellerman. Deci e mogul. E mogul, da. Cum ar spune Traian Băsescu, e mogul, într-adevăr. Da? Foarte tare. Deci, să vedem dacă este un mogul bun sau rău. Ați văzut că și ăștia sunt... Aici se văd bine posturile de radio și televiziunile pe care le patronează Liviu Dragnea prin interpuși sau direct. Mișcoci, pușcoci, cușcoci, toate găinile astea botezate